Hei, salutări și bine ai revenit pe canalul meu de YouTube, iar dacă este pentru prima dată, dă un subscribe pentru că aici împărtășesc o grămadă de tipsuri, de idei despre stil de viață sănătos, despre cum să ai o gândire potrivită pentru a reuși și tipsuri, idei din partea de business, din afacerea pe care eu o am în online, dar sunt în general idei care se pot aplica în antreprenoriat. Astăzi vreau să continui și să termin, de fapt, seria despre obiective. Voi vorbi despre astenia obiectivelor și despre cum să avem grijă de gândurile noastre, pentru că ne determină foarte mult acțiunile. În primul rând, astenia obiectivelor și foarte multă lume întreabă, ok, ce este asta? Ce înseamnă astenia obiectivelor? Eu, de obicei, când pornesc la lucru cu o persoană care intră nou, care vine pentru prima dată în afacerea noastră, vorbim despre obiective, vorbim despre partea aceasta, despre cum să-și realizeze, facem un plan și menționez partea de astenia obiectivelor. Ce înseamnă astenia obiectivelor? Pregătesc că vor fi momente care nu vor fi atât de plăcute. Adică, sunt momentele în care dai atât de multă energie, pentru că suntem persoane care avem, poate începem un business pe lângă o viață personală, pe lângă familie, pe lângă partea de job, începem un business în partea aia și sunt o grămadă de activități pe care le facem. Normal că toate acestea ne iau energie și dacă nu aducem înapoi energie, dacă nu turnăm energie înapoi, e ca și un rezervor, la un moment dat se golește. Și ai partea aceasta de pici într-o stare în care simți că nu mai poți. E, ca să eviți această stare, este foarte important să controlezi câteva lucruri pentru a avea tot timpul un flux continuu de energie, în timp ce dai energie, să pe un alt canal să-ți vină energie ca să poată să-ți completeze și să nu rămână niciodată rezervorul gol. Ce poți să faci în aceste momente sau ce spun oamenilor cu care eu lucrez în echipa noastră foarte mult, le spun în primul rând să aibă grijă de partea aceasta, pentru că poate să existe și să nu se sperie, doar să știe cum să gestioneze. În primul rând să nu ajungă acolo și în al doilea rând, dacă au ajuns, ce ar trebui să facă? Ok? În primul rând este foarte important să eviți. E de evitat partea aceasta și se poate evita printr-o ordonare a obiectivelor, pentru că suntem o generație care vrem totul ieri. Vrem să se fi întâmplat atât de repede ca la cuptorul cu microunde în 2 minute, dar e normal că fiecare are un proces, fiecare e într-un proces, fiecare lucru, fiecare obiectiv are nevoie de un proces, e acea parte de incubație, adică are nevoie de timp, dă-i timpul acela. E, noi fiind nerăbdători, vrem totul odată, normal că ne aglomerăm enorm de mult și avem un stil de a ne pune o grămadă de activități, o grămadă de task-uri, o grămadă de lucruri pe to-do list, pe acea listă de a face și ai senzația că nu mai poți, că sunt foarte multe, dar dacă îți creezi o ordonare a obiectivă, adică care e primul obiectiv cel mai important, care e al doilea cel mai important, care e al treilea cel mai important și să-l iei treptat, să le dai timpul lor, e normal că lucrurile poate să funcționeze altfel, adică nu vei mai simți acea copleșeală, nu vei mai simți că îți dai acea energie. Iarăși un lucru foarte important ca să nu ajungi în acea astenia obiectivelor, să nu ajungi în acea stare în care să-ți dai toată energia și să rămâi cu rezervorul gol, e important să te oprești din când în când și să-ți reîncarci acest rezervor. Păi fie o plimbare în natură, fie un masaj, fie o activitate care ție îți face foarte mult plăcere, fie pur și simplu o relaxare la un film, o carte pe care o citești, adică acel moment în care să te reîncarci și stabilește-ți foarte bine în timpul săptămânii, pune în agenda când este acel timp. Adică să nu ajungi până în ultima fază să spui, ok, n-am luat acel timp. Este foarte important să fie în agenda. La mine, de obicei, este în agenda duminica. Duminica, toată ziua până seara, pentru că seara târziu deja am sesiunea de planificare cu cei din echipă pentru următoarea săptămână, deci toată ziua de duminică pentru mine este liniștită. Este pentru familie, este pentru natură, este pentru a merge la călărit, este pentru masaj, este pentru, adică este acea parte când eu mă încarc cu energie pentru toată săptămâna. Pe la mijlocul săptămânii, pentru că știu că la mine miercuri este o zi super aglomerată, adică am sesiuni până noaptea la 12 datorită celor din America cu care am și fus orar ca să se potrivească, la mine este undeva între 11 și 12 noaptea, deci după 12 termin, ceea ce atunci îmi dau seama că joia trebuie să am un pic mai relax, trebuie să mă încarc cu energie, trebuie să-mi dau puțin lejeritate în agenda, adică îmi las momentele acelea când să-mi acumulez energia aceea pe care am consumat-o. Iar al treilea lucru de care trebuie să ții cont este foarte important, să sărbătorești. Da, sărbătorește, este... Văd oameni care aleargă dintr-un obiectiv în altul, ating un obiectiv, după care merg mai departe în următorul obiectiv. Abia l-au atins pe acela că imediat deja au altul și sunt într-o cursă continuă fără să mai se oprească din când în când și să sărbătorească.
Nu e nevoie să sărbătorești doar la finalul obiectivului, ci și pe parcurs poți să stabilești acele puncte intermediare în care să te oprești puțin și să sărbătorești. Așa că acestea sunt lucrurile pe care poți să le faci pentru a-ți acumula acea energie, a-ți reumple rezervorul și a nu rămâne cu el gol vreodată și să ai momente în care să spui nu mai pot, nu-i de mine, pentru că cel mai grav ce se poate întâmpla într-o astenia obiectivelor e să spui nu-i de mine, renunț, obiectivul ăsta nu este al meu, nu mă mai interesează, nu fac față, lucruri de genul acesta. Și în primul rând, nu lua niciodată decizia în astfel de momente, nu lua niciodată decizia când ești în astenia aceasta. Lasă să treacă momentul acela, pentru că după aceea vei gândi diferit. De aceea îi vorbesc acum despre partea de a gândi, pentru că e foarte important în momentul când mergem în direcția unui obiectiv. E foarte important să-ți dai seama, ok, cum gândesc? Pentru că avem senzația că tot ce ni se întâmplă din exterior sau oamenii din jur, ei sunt cei care ne cauzează comportamentul nostru. Nu, este o chestie care se întâmplă și de la noi, de noi depinde cum reacționăm. Deci e foarte important ce gânduri avem, cum ne spunem, față de obiective, este un obiectiv care spun, îmi repet în continuu, eu nu sunt în stare, eu nu o să pot să-l fac, este foarte mare pentru mine, mi-e frică sau lucruri de genul, sau gândesc pozitiv în direcția lui. Așa că e foarte important să gestionezi partea aceasta, care e gândirea ta, optimistă sau este pesimistă versus acel obiectiv. Dar dacă este un obiectiv care contează pentru tine, e foarte important să gestionezi și partea de gânduri. Și o să spun puțin ce e bine să faci și ce e bine să nu faci, sau ce e bine să gândești și ce e bine să nu gândești în perioada aceasta. Și o să spun, încep cu ce nu este bine. E foarte important să nu te lași surprins că vor fi obstacole. E normal să fie obstacole, bineînțeles că vor fi pe parcurs obstacole. Sunt persoane care pornesc la drum super entuziasmate și se lovesc de primul obstacol și spun, ups, oh my god, e foarte greu. Vor fi obstacole, garantat. Orice vei face, orice te va scoate din area de confort, orice te va face să crești, clar, va presupune obstacole. Obstacolele nu sunt să te oprească, obstacolele sunt să te facă să devii mai bun, să înveți ceva ca să-l depășești. Așa că nu te mira că vor fi obstacole. Angajați de la partea aceasta că îți urmărești obiectivul și că da, pe parcurs poate să apară obstacole, dar acele obstacole pot să te încetinească ca să poți să vezi ce mai ai nevoie să crești, dar nu să te oprească. Iarăși un lucru foarte important, să nu iei decizii în momentul în care ești într-o parte de frustrare, într-o stare în care nu ești bine, într-o astenia obiectivelor, să nu iei decizii. Nu lua decizii atunci, pentru că cele mai multe persoane care eșuează, eșuat este când renunți. Iar cele mai multe persoane eșuează pentru că iau decizia exact în acele momente când sunt jos. Nu lua niciodată decizia. Lasă-ți puțin timp, spune, ok, voi decide mâine sau voi decide peste 2-3 zile, lasă-ți timp un pic să te reîncarci, să-ți schimbi energia, să schimbi vibe-ul și bineînțeles că altfel vei gândi într-o zi, două. Iarăși un lucru foarte important să nu faci este să nu te compari cu alții. Nu te compara niciodată cu alții, pentru că asta observ foarte mult. Fiecare are circumstanțele lui, fiecare are procesul lui, fiecare are determinarea lui, fiecare are ambiția lui, fiecare are... Dar tu ai drumul tău, ai dezvoltarea ta, ai procesul tău și este ok așa cum este, este al tău, este povestea ta de succes. Nu trebuie să fie asemănătoare cu a mea, trebuie să fie asemănătoare cu altora. Eu m-am calificat la un nivel de manager, de exemplu, în business-ul meu în 2 ani și jumătate, iar acum cel mai rapid în echipă se face în 4 luni. Ok, ar trebui să fiu frustrată? Probabil, dar nu aleg chestia asta, pentru că eu am avut circumstanțele mele, pentru că eu am avut perioada mea în care încă mă simțeam în area de confort, pentru că încă nu mi-am dat eu acel avânt. Deci sunt o grămadă de lucruri și îmi dau seama și am învățat din asta. Nu este momentul să te compari. Este momentul să-ți dai seama și să, dacă este ceva să înveți de la ceilalți, este să preiei acea atitudine a lor, ce atitudine au ca să reușească. Nici de cum să nu te compari la timp, la acțiuni sau la lucruri de genul acesta. Deci nu te compara. Ce este important să faci, este foarte important să-ți asumi responsabilitatea că e obiectivul tău. Adică nimeni nu este responsabil pentru ceea ce îmi doresc eu, nimeni nu trebuie să mă susțină în ceea ce îmi doresc eu, eu pot să mă susțin. Ok, dacă ceilalți mă susțin este ok, mă ajută, dacă cei din familie nu mă susțin, eu sunt ok, este alegerea lor, adică până la urmă este obiectivul meu și eu merg în direcția lui. Deci îmi asum răspunderea, îmi asum angajament, îmi asum absolut tot pentru că este al meu și pentru mine contează foarte mult. Asta în cazul în care este un obiectiv care contează enorm. Așa că asumă-ți partea de responsabilitate, însușește-ți acel obiectiv, este al tău. Un lucru foarte important este să ai grijă cu cine împărtășești acel obiectiv. Pentru că mi-aduc aminte la începuturile mele în afacere, vorbeam cu cei din jur și spuneam că asta este o afacere
care o să aibă mega succes, că o să fie o afacere care o să aibă un avânt extraordinar fiind în online. Vă dați seama, acum 7-8 ani, când online abia exista, lumea abia era pe, ajungea să fie pe Facebook, nu exista Instagram, cred că nu era așa de învâlvă atunci, nu existau partea aceasta de TikTok sau alte lucruri, clar nu erau. Deci lumea era așa serios în online. Adică, hello, ce crezi că bani o să faci tu în online? Bineînțeles că au fost persoane în jurul meu care au comentat, care încerca să mă oprească și nu din răutate, adică unii dintre ei erau părinții mei și nu din răutate, ci pur și simplu din îngrijorare că să nu pierd vremea, să nu fiu dezamăgită, să nu fac vreo să nu iau vreo decizie greșită, de genul să-mi las jobul ca să merg în direcția aceasta și să nu fie o direcție bună, adică... Și e foarte greu. E momentul în care ești în direcția unui obiectiv, e foarte greu ca cei din jur să vină cu astfel de lucruri. Așa că este foarte important să încerci să înțelegi cu cine împărtășești obiectivul tău. Sunt oameni care te susțin, sunt oameni pozitivi, sunt oameni care te înțeleg și te încurajează sau sunt oameni care te trag. Pentru că sunt alții care îți vin cu o grămadă de argumente de ce nu se poate. Nu, de ce nu au putut ei. Nu, de ce nu o să poți tu? Pentru că la mine foarte mulți au venit de ce nu se merge și nu se reușește într-o asemenea afacere și am înțeles un lucru de atunci. Și pentru chestia asta mă felicit eu pe mine, pentru faptul că nu am ascultat de cei care nu au reușit, pentru că nu aveam ce să învăț, poate cum să nu reușesc, ci m-am dus în direcția să ascult de cei care au reușit, pentru că doar aceia puteau să mă învețe cum să reușesc. Așa că atenție cu cine împărtășești, atenție de la cine îți iei sfaturile, e foarte important să urmărești partea aceasta. Iarăși foarte important este să-ți aduci aminte de succesurile anterioare, de succesul anterior, pentru că suntem oameni care dacă avem o greșeală, dacă eșuăm, deja ni se pare că ce se întâmplă, cât de gravă e. Dar adu-ți aminte că ai avut un succes, că ai câștigat odată, că ai putut odată și o să mai poți de câteva ori. Asta este gândirea specifică optimiștilor. Adică se mai poate, nu este nicio problemă. Ok, am dat o bară de data asta, nu este nicio problemă, o să merg mai departe, o să găsesc o altă cale, o să găsesc un alt mod de a ajunge la obiectivul meu. Deci e foarte important să te conectezi cu reușitele tale din trecut. Ce e foarte important este să râzi câteodată de tine, să faci glume, să nu te iei chiar așa în serios, adică asta o spun foarte mult și în echipă, hai serios, hai să nu ne luăm chiar așa în serios, adică mai o dăm în bară, mai facem haz de noi, mai avem momente în care ne distrăm pe greșelile noastre, este normal, se întâmplă, adică nu te lua chiar așa și nu te judeca atât de dur. Dă-ți ție timp, dă-ți ție credit, dă-ți ție partea aceea în care, ok, să-ți accepti lucrurile acestea, că se poate și să ai anumite lucruri care nu o să fie perfecte, dar nu e nicio problemă, bucură-te de ele, râzi, fără hazere, ca cum îi spun eu, nu este nicio problemă. Și în ultimul rând este foarte important să te bucuri de absolut tot procesul către obiectivul tău. Văd persoane care sunt atât de încrâncenate pe obiectiv, uitând de fapt să se bucure de parcurs, de drumul pe care l-ai până acolo, până la urma urmei. Da, este obiectivul foarte important, că auzi foarte mult că nu contează obiectivul, contează parcursul, nu, contează și obiectivul, contează și rezultatul. Dar e foarte important și parcursul, acela te crește, pe acela te bucuri, acela durează mai mult decât durează obiectivul când îl atingi, deja te urmărești un alt obiectiv, te-ai bucurat o zi, două, trei și deja te duci către altul. Dar parcursul, tot procesul până acolo, durează poate săptămâni, luni, ani, bucură-te în perioada asta, observă-ți creșterea, fii pasionat de partea aceasta de proces, pentru că de fapt asta este ceea ce pe tine te dezvoltă fantastic de mult. Sper să vă ajute această serie de a seta obiectivele și a urmări obiectivele și cum să ai grijă să nu rămâi fără energie ca acele momente să te facă să renunți, pentru că este foarte important să stai cu ochii pe obiectivul tău, să fii angajat și să fii responsabil pentru el. Sper că lucrurile acestea vă ajută în afaceri, dar astea sunt lucruri care se aplică și în viața de zi cu zi, obiective care le avem și în viața noastră de zi cu zi, și dacă crezi că ajută pe cineva, dă un share, m-aș bucura foarte mult ca și alții să înțeleagă și să afle și să urmărească acele obiective. Și nu uita, nu-ți negocia obiectivele, ok? Tot timpul caută o cale alternativă, caută o altă cale, dar nu-ți negocia obiectivele, stai cu ochii pe obiectivul tău. Ne vedem la următoarele video, dă un subscribe, dă un share, pentru că m-aș bucura cât mai multe persoane să afle lucrurile acestea și să se bucure de o viață mai bună.